Geta și Pulul. Geta era o bucătăreasă foarte pricepută. Într-una din zile, stăpânului porunci să le prepare la cină un pui, pentru că avea un invitat la masă. Puiul a reușit așa de bine că îți ploua în gură numai dacă te uitai la el. La fel păți și Geta. Trebuie să-l gust, dacă este destul de sărat. Îi tai o aripă și o mănânc. Foarte bun, spuse Geta după ce mâncă aripa. Era foarte mulțumită de cum îi reușise friptura, dar privind puiul, își dădu seama de un lucru. Dar dacă las și cea de-a doua aripă, stăpânul o să-și dea seama că cealaltă lipsește. Cel mai bine e să tai și cea de-a doua aripă. Și dacă tot o tai, pot să o și mănânc. Geta atât a tot gustat puiul, încât atunci când stăpânul a ajuns acasă, nu mai rămăsese nimic din el. E pregătită cina pe când vine musafirul? Întrebă stăpânul. Puiul este gata. Puteți să vă ascuțiți cuțitele ca să-l tăiați, minți Geta. Simțindu-se cu musca pe căciulă, se tot gândea ce să facă pentru a scăpa neprinsă. Îi veni o idee, dar mai avea de așteptat până venea musafirul. Nu trecu mult timp și acesta sosi. Fugiți până mai puteți, îl atenționă Geta. Stăpânul meu v-a chemat numai pentru ca să vă omoare. Nu auziți cum își ascute deja cuțitul? Musafirului nu trebuie să-i mai repete ce le spuse, că o și-l rupse la fugă. Bun musafir ați mai chemat la masă, a spus bucătăreasa stăpânului. Omul a venit până aici și a șters-o cu puiul. Scăpase pe moment, dar știa că minciuna are picioare scurte și te ajunge din urmă.